farul, puteți să vezi și mai puțin cum arată farul ăsta. E mai rău decât mașina pe care am văzut-o noi astăzi, deci se pot face minuni cu mașinile astea. Hai să vă luăm și de pe lateral cum arată mașina. Da, și motorul e pachet pe aici. I-au sărit bornele toate astea să nu ia foc, să nu știu care e exact principiul. Hai să verificăm puțin acest E39. Dați-mi și voi 828.000 de kilometri, cum mai vând eu mașina asta. Salutare mafioților, haideți că voiam azi să filmez altceva, dar după cum puteți să vedeți și voi aici în stânga mea, am văzut un BMW care a luat un stâlp în brațe și mi-a adus aminte de un prieten de-al meu care a cumpărat o mașină de genul. Dar hai să ne dăm puțin jos, e un video așa pe nepregătite. Ne dăm puțin jos să vedem ce a pățit acest BMW. Că nu arată foarte bine, ca să nu-mi pățit și el. Cam așa arată BMW-ul ăsta care, cred că, nu știu, a avut ceva cu stâlpul ăsta, pentru că l-a variat destul de rău. Pare un F10 care din cauza vitezei, văd că avem și acolo niște pete de ulei. Cred că s-au accidentat două mașini, a fost aruncat în stâlp, chiar nu-mi dau seama ce s-a întâmplat aici. Dar clar este că mașina a suferit un accident destul de mare. Cam așa arată un BMW F10 în momentul în care a luat contact cu stâlpul. Lasă și voi în comentarii ce credeți că a pățit. Care crezi că a fost cauza accidentului? Până la urmă, asta sunt curios, care e cauza accidentului? Bă, că au sărit și airbag-uri și tot, adică mașina e destul de avariată și cortina, absolut tot. Deci față de zbâr, la acest BMW i-au sărit airbag-urile. Probabil din cauza faptului că e și impactul puțin mai mare. Hai să vă luăm și de pe lateral cum arată mașina. Destul de daună totală. Știu că mulți dintre voi veți spune, bă, că asta merită făcută, că poți să faci mașina asta, dar sincer să fiu, dacă aș cumpăra o mașină de genul, aș vrea să știu, frate, ce daună a avut, cum a fost troznită și cel mai important, cum a fost reparată. Așa, la o primă inspecție, cred că și lonjeroanele sunt strâmbe. Avem aripi, capotă, bară, carenaje, farul, puteți să vezi și mai puțin cum arată farul ăsta. Deci că e un Terminator. Faruri, radiatoare, multe chestii care trebuie schimbate. Sunt curios dacă la motor s-a întâmplat ceva. Da, și motorul e pachet pe aici. Deci da, mulți ar spune, o să vină haterii, bă, frate, că tu vrei să cumperi doar mașini noi, toate astea. Da, frate, dar aș vrea să știu când, în momentul în care cumpăr o mașină, dacă a avut genul ăsta de daune. Pentru că o mașină care a avut un genul ăsta de daună are un alt preț. Garantat are un alt preț, pentru că nu știu dacă mai face cineva exact cum a fost ea de fabrică. Lăsați și voi în comentarii, ați cumpărat o mașină care a fost făcută în felul ăsta? Sunt curios dacă și pe parte de brațe, de articulație, are probleme. După cum se vede pe acolo, par ceva brațe strâmbe. Da, radiatoarele au ajuns cam așa. Da, destul de nașpa. Chiar destul de nașpa. Au o capsă de aia pirotehnică. Cel tehnic, ca să nu-i foc, da. Da, și ea, în impact, e sare automat și nu mai e degeaba. Poți să-i spăgă că nu mai are loc. Văd și un luciu de buz acolo, că era femeie. Mă, vezi că a ieșit cineva de acolo. Cred că a evitat. O mașină era acolo. Gata, mi-a dat înapoi mașina. Au venit băieții cu platforma. Nu reușesc să pornească mașina, pentru că mașina a rămas fără baterie. Au sărit bornele toate astea să nu ia foc, să nu știu care e exact principiul după care funcționează treaba asta la mașinile noi. Am încercat să dea curent, nimic. Mașini noi. Nu are bancheta rabatabilă, nu se deschide portbagajul, deci e destul de nașpa. Au zis băieții că chiar nu știu ce să facă. E mașina în drive, cu frâna de mână trasă. Chiar nu știu cum ați face voi, cum ați tracta mașina în situațiile astea. Mergem și noi acum acasă să luăm camerele
Și vreau să filmăm astăzi, dacă tot am făcut treaba asta, să verificăm E39-le, să verificăm și noi mașina noastră, pentru că mi-a spus mulți că eu nu mi-am verificat E39-le și este adevărat că eu chiar nu mi-am verificat E39-le. Așa că mergem chiar acum să încărcăm camerele, să facem un mic vlog, luăm E39-le și îl verificăm și noi. Vreau să văd foarte multă susținere la acest clinu. Update, așa, pe fugă, vindem F10-le, mergem să, de fapt, vindem. Să vedem dacă o să-l cumpere viitorul cumpărător. Mergem chiar acum să lăsăm ceva acasă și apoi mergem să vadă cumpărătorul mașina. Nu o să putem să filmăm foarte multe chestii pentru că nu o să putem, fiindcă o să fie multe lucruri de făcut. Dar o să vă țin la curent dacă am vândut sau nu F10-le. După cum știți, aveți și E39-le la vânzare. Dacă se vinde F10-le, cred că ar trebui să se vândă și E39-le destul de repede. Hai că revenim direct de acolo cu răspunsul, dacă l-am vândut sau nu, F10. Cum să nu cumperi un BMW în care poți să te uiți la manelele tale Full HD aici? De la BN 46? Da. Noi am aici pe Mirel în mașină, care și-a găsit manelele preferate și e foarte fericit. Zi, Mirele, cum e BMW-ul cu manele? E full. Cam așa arată mașina, cam așa se prezintă și să sperăm că o vindem, să putem să trecem la o altă mașină. Am reușit și eu să mă schimb, am fost să vând F10-le. Mai sunt câteva probleme cu mașina, pentru că trebuie să mergem să luăm fiscalul de la Severin, trebuie să dăm actele oamenilor. Acum suntem în E39, avem aici cel mai important lucru pe care o mașină modificată trebuie să-l aibă, adică talonul mașinii, și vom verifica mașina pe car vertical, dar până atunci să verificăm E39-le pe car vertical, vreau să văd raportul cu mașina pe care un prieten al meu a cumpărat-o la un preț destul de bun, un preț sub prețul pieței, o mașină exact cum suntem noi obișnuiți să cumpărăm. Spun că și eu fac treaba asta, dar în momentul în care cumperi o mașină de genul, trebuie să știi ce a avut. Ați văzut și voi mașina de azi dimineață, acel BMW F10 care, bun, se poate întâmpla să ai o daună cu mașina, poți să intri cu ea într-un stâlp. Am aflat de curând care a fost problema. A ieșit un tip cu un Golf, era o tipă la volanul BMW-ului F10, a ieșit de pe o stradă lăturalnică, ca să evite, a tras de volan, a intrat într-o altă mașină și din mașina respectivă a ricoșat în stâlp. După părerea mea, un F10 care a avut un impact, de fapt două, o dată cu o mașină și o dată cu un stâlp, să arate în felul ăsta, jos pălăria, adică ați văzut și voi interior, planșa de bord nu se mișcase, era pur și simplu pe poziție. Deci după părerea mea, un F10 chiar e foarte bun la impact. Hai să vă arăt raportul, l-avem fix aici, l-am salvat eu ca să trecem pe România, ca să fie tot ok. Deci este un 528, adică un 2000 benzină, care a fost fabricat în Germania, a fost matriculat în America. Majoritatea mașinilor de America sunt cu daune, sunt cu probleme destul de mari, daune totale, inundate, luate de tornadă, multe probleme au mașine de America. Văd că a fost prin Cehia, a fost verificată în România, a fost matriculată în România și dauna de care vreau să vă arăt eu vouă este o daună de 20.000-30.000 în America. Ar putea fi inundație, ar putea fi orice altă chestie, dar nu este treaba aceasta. De fapt, văd că a fost la 40.000 de euro, 25.000 de euro și apoi dintr-o dată la 2.000 de euro, 2.600 de euro în 2019. Hai să vedem cum arăta o mașină care a fost vândută la prețul acesta. E mai rău decât mașina pe care am văzut-o noi astăzi, deci se pot face minuni cu mașinile astea. E puțin mai rău, puțin mai înghesuită, puțin mai șifonată. Dar uitați-vă și voi cum arată după aceea. Cam așa arată mașina în momentul în care a cumpărat-o prietenul meu. O mașină faină, merge și acum foarte bine, deci e o mașină care își merită toți banii pe care i-a dat. A dat un preț mic pe mașină. Hai să verificăm puțin acest E39, băgăm SR șasiu, o facem live. Așa, DT 11. Bun. Și dăm verificare aici, gata, am băgat seria.
Să sperăm că putem să blurăm aici. Bine, de fapt o să fie o serie, e mașina mea, deci nu mă ferez de nimeni. Știu și eu care două daune mașina. Și cea din față am făcut-o chiar eu. Madi mai mult, dar a fost la mine. Hai să dăm aici, să luăm raportul, să confirmăm raportul și acum vom aștepta. Vreau să fac treaba asta pentru că vreau să vă arăt că aplicația funcționează. Am primit de multe ori întrebarea de ce promovezi treaba asta. Pentru că mie mi se pare că e o aplicație pe care o folosesc tot timpul. Deci că în momentul în care mă duc să cumpăr o mașină, fie că vreau să văd că mașina respectivă are daune, să nu o cumpăr, fie că vreau să negociez la preț, fie că, nu știu, vreau să știu ce e cu mașina aia. Nu zic că este singurul lucru pe care puteți să-l faceți. În momentul în care cumpărați o mașină, ăsta este primul lucru, nu? Primul lucru este să-ți cauți mașina. Ai văzut, ți-a plăcut din poze, după aceea să ceri o serie de șasiu dacă nu este în raport. Apoi, sunt mulți pași de urmat dacă mașina corespunde cu așteptările tale în raportul care vertical. Te duci, vezi mașina, o probezi tu. Dacă ai și un prieten sau poți să mergi la, nu știu, un service care să o ridice pe elevator, să vadă problemele, pentru că mașinile astea, mai ales mașinile vechi, în momentul în care le ridici, o să vezi tot felul de scurgeri, rugină, multe probleme pe care mașinile așa la suprafață nu le arată. Și apoi mai e și ultimul pas, în momentul în care plătești mașina și din acel moment, după părerea mea, toate uneltele astea pe care le-ai folosit, toate skill-urile astea, nu mai contează. În momentul ăla ai cumpărat o mașină, bă, că e la 98% și deja am emoții pentru că sper că nu are vreo problemă pe aici să fi fost vreo daună. Eu vă spun acum că nu am verificat mașina, deci eu când am cumpărat mașina nu știam de car vertical, l-am cumpărat acum 3 ani, nu știam de site-ul acesta. Am zis, o iau, am avut o singură unealtă. Pur și simplu m-am dus, aveam bani la mine, aveam într-un ghiozdan, am luat-o și apoi am văzut câte probleme avea mașina. Cam așa arată momentul în care luați un raport. Dăm aici, opa, stai că avem probleme la kilometraj. Wow, stai două secunde că nu pot scrie ceva. Văd că avem și daune. Dar problemele la kilometraj, pe bune, n-are 400.000 de kilometri, nu pot să cred așa ceva. Man, eu nu cred așa ceva. Man, mașina asta are... Man, n-avea cum așa ceva, e real așa ceva. Stai două secunde. Deci în 2015, deci avem, până în 2015 nu avem istoric, deci v-am spus, mașină veche, probabil nu avea o bază de date atât de... Deci în 2015 347.000 de kilometri, în 2017 367.000, iar în 2019 828.000 de kilometri, adică aproape 1.000.000 de kilometri, și apoi din nou a căzut la 411.000 de kilometri. Eu zic că e eroare. Eu zic că e eroare și vă spun și de ce. La E39 și la generația asta de BMW-uri, mor pixelii. Mor pixelii și nu se mai văd foarte bine. În momentul în care mașina a fost dusă la o inspecție sau la un ITP ceva și cineva a trecut acolo, probabil n-a văzut și a zis, mamă, BMW în 2001, ăsta are 828.000 de kilometri. Uitați-vă și voi, 828.000 de kilometri, cum mai vând eu mașina asta? Da. Hai să vedem și daune, că sunt curios de daune. Câte daune are mașina? Două daune. Una de 5.000-10.000 de lei, exact cum v-am spus, când am dat bara jos pe spate, am observat treaba asta, că era o bară OM, dar nu era bara originală. Apoi, cea din față, avem 5.000-10.000 pe spate, din câte mi-aduc aminte, după când am făcut dauna pe față, mi-a spus constatatorul că pe spate e mult mai scumpă bara și m-am întrebat și eu de ce e mai scumpă pe spate, că mi se pare mai complicat asta pe față. Iar cea a doua daună este, mie mi-a dat la asigurări, atunci când a spart bara pe față, când m-a accidentat băiatul în parcare, 3.800 sau 4.000 de lei, ceva de genul. Adică cam așa mi-a dat. Și văd aici că spune 3.000-5.000 de lei. Cam, ia să vedem, mai avem ceva pe aici? BMW seria 5 și de 0i, sedan, benzină, manual, Europa. Da, e o mașină veche, nu ți arată foarte multe chestii la mașina asta. Dacă am face așa o comparație între ce mi-a arătat la F10 la acela, și ce mi-a dat la 39, într-adevăr, sunt mai puține date, dar sunt date importante pe care dacă știi să le analizezi, adică dacă știi că și car vertical poate da greș, adică pot fi erori, poate erorile alea de obicei sunt făcute de oameni, în momentul în care cineva strece într-o bază de date o cifră eronată,
nu pare cum să știe car vertical, că omul de acolo n-a văzut bine cifrele. Și ca să vă demonstrez că posibil să fie așa, hai să vă arăt puțin cum arată și acum pixelii la E39. Vedeți că încă sunt morți câțiva, n-avem range aici, avem senzorul aprins tot, dar pixelii sunt aproape morți, câțiva dintre ei au murit. Mergem acum și noi să alimentăm mașina și mergem să o luăm pe Madrid la muncă. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să dai un like, un share și subscribe. Chiar nu așteptam sau nu voiam să fac clipul ăsta, dar dimineața ne-am trezit, am văzut mașina acolo, mi s-a părut interesant ca să vă arăt și vouă cum arată o mașină care probabil va fi făcută, va fi reparată și pusă la vânzare. Poate viitoare am fost mai de toți banii, toate cele bune, aveți grijă ce vă cumpărați și mai ales în momentul în care vă duceți să vă cumpărați mașina, ca apoi să-ți verifici mașina pe car vertical sau cu ea la service sau oriunde. După ce ai cumpărat mașina, e cam deprisos. Pa, pa!